Vă invit, prea iubiților, să vă ridicați în picioare și am să citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, 4 versete, începând cu versetul 13 până la 16, cuvintele Marelui Apostol Pavel. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 13 la 16. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea, în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Amin. Reașezați-vă. Zice aici Apostolul Pavel că noi suntem chemați să facem binele și să nu ne obosim făcându-l, cum zicea altă dată lui Tit, că cei care s-au întors la Dumnezeu trebuie să caute să fie primii în fapte bune și să nu stea neroditori. M-am tot gândit cum a intrat răul în lumea noastră și am observat că, deși Domnul Dumnezeu, care a dus în existență tot ce vedem, că așa este numit în Scriptură, ziditorul cerului și al pământului, El le-a creat totul. La fiecare acțiune, la fiecare fapt, așa se uitea înapoi și zicea, toate sunt foarte bune. Și totuși, până înainte ca omul să cadă în păcat, Dumnezeu rostește cuvintele, nu este bine. Doamne, dar au ieșit din mâinile tale creația. Tu l-ai făcut pe om. Tu ai creat tot mediul acesta. Tu ai văzut că totul a fost foarte bine. Și totuși, când faci ceva foarte bine, se poate să mai fie loc pentru nu este bine ca omul să fie singur. Adică este rău. După ce omul a căzut în păcat, răul a ocupat o poziție mult mai ofensivă în creație. Și răul supraviețuiește lumea noastră, e îngăduit de Dumnezeu pentru un timp. Și vă citesc din Epistola lui Apostolul Pavel către Romani, în capitolul 8, unde Marele Apostol spunea, de la versetul 20, căci firea a fost supusă de deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Toată creația aceasta suspină și a fost supusă de deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Sunt cel puțin trei răspunsuri la această întrebare care se naște când citești acest verset. Cine a supus creația deșertăciunii? Dumnezeu? Mi este greu de crezut, deși poate fi un mod în care Dumnezeu a ales să-și crească copiii. Diavolul i-a fost permis să supună acestei creații datorită accesului omului? Sau Adam, cel care a fost făcut responsabil cu întreaga creație, că lui a dat Dumnezeu tot ce a creat pe mână, tu să lucrezi, să păzești, l-a făcut stăpân peste toate, peste peștii mării, peste animale, toate sunt sub stăpânirea ta, a zis Dumnezeu, și el a fost cel care a lăsat accesul diavolului. Cert este că dacă înainte a apărut răul în lume, erau lucruri rele chiar dacă s-au făcut lucruri bune. Adică este pentru prima oară în Scriptură când observ că poți să faci rău nefăcând ceva. Răul nu este doar consecința unor fapte ale tale. Răul nu numai când minți, când furi, când lovești pe cineva, când jignești. Răul poți să faci și când nu faci ce trebuie. Și asta zice Dumnezeu. E rău dacă lăs creația așa. Deși am făcut bine totul. Rămâne rău dacă nu continui creația și nu o crești și pe Eva și apoi tot planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dacă răul s-a putut dezvolta într-un astfel de mediu, cu atât mai mult, într-un mediu în care diavolul a căzut, zice Biblia, ca un fulger din cer, vai de tine pământ și mare, pentru că știe care puține zele. Răul se răspândește într-o formă așa de abuzivă. Și ce este mai rău? E că nu poți să-l oprești. E ca și cum ai un pahar cu apă curată în mână și vezi pe cineva care vine cu pipeta să,
să scape un picuri de cerneală acolo. Ai vrea să-l oprești, dar nu poți. După ce s-a vărsat degeaba, ești lăsat să mai scoți cerneala din apă. Numai toți. Ce mă uimește este faptul că Dumnezeu rabdă și suportă o astfel de imagine. Și mi-a plăcut ideea unui frate care zicea că în pilda neghinei este una dintre cele mai profunde pilde în domeniul răutății și a binelui din Evanghelie. Zice Biblia acolo când sămânța, când neghina este observată de slujitor, că au mers la stăpânul terenului și i-au spus, n-ai semănat sămânță bună, de unde este neghina? Și atunci zice el, un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și atunci slujitorii propun stăpânului, ne lasă mere să smulgem neghina, să scoatem rău. Și stăpânul zice, nu, lasă-le să crească împreună, până la secerat. Și fratele respectiv sublinea un adevăr extraordinar. Atât de drag e lui Dumnezeu grâul, încât suportă și neghina de dragul grâului. Nu cumva să smulgeți și grâul împreună, lăsați și neghina acolo. Dar nu te deranjează? Dar nu este o imagine așa de urâtă în creație, ci așa de drag e lui Dumnezeu grâul, încât suportă și prezența neghinei de dragul grâului. M-am uitat în Sfânta Scriptură, mai ales în Eclesiastul, cum zicea cineva, este cea mai disprețuită carte din Biblie. Dovadă faptul că nu prea se citește, când ați auzit ultima oară citindu-se un text din Eclesiastul la slujbele noastre. În Eclesiastul zice Solomon acolo, am văzut un rău care se face sub țară, am văzut un rău, ăsta este un rău. Sunt rele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în această creație, dar există speranța că Dumnezeu va veni la sfârșitul istoriei și le va pune capăt. Asta este nădejdea. Nădejdea că și ea, creația, va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Nedreptatea, de exemplu, este un rău pe care Dumnezeu l-a îngăduit în această creație și uitați-vă că Dumnezeu nu îl îndepărtează. La un moment dat zicea Domnul o pildă când judecătorul nedrept tot amână să facă dreptate unei văduve. Pentru că femeia aceasta insistă, judecătorul zice, am să-i fac dreptate ca să nu mai tot mă supere atâta cu insistențele ei. Și Domnul zice, auzi, ce a zis judecătorul nedrept. Și Dumnezeu, Tatăl nostru, nu va face dreptate prea iubitilor lui, aleșilor săi, care strigă zi și noapte către el? Ba, le va face dreptate în curând, măcar că zăbovește față de ei. Și uite că zăbovește Dumnezeu. Și a zăbovit încă 2000 de ani de când l-a văzut Ioan în Apocalipsa, că strigau sufletele ucise sub altar într-un mod nedrept. Până când se povestește, până se răzbun sângele nostru asupra locuitorului pământului. Mă așteptați puțină vreme. Și Dumnezeu suportă toată această imagine. Pentru că vrea să ne facă parte tuturor de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. M-am gândit la mari oameni lui Dumnezeu din istorie. Citim în Evrei 11 acolo, Avram. Începe Biblia acolo cu Abel. Noe, Avram, Isaac, Iacov, David și zice mai apoi apostolul, ce nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc despre toți oamenii lui Dumnezeu din istorie. Toți aceștia n-au primit ce le fusese făgăduit. Parcă te gândești, Doamne, nu ți-a păsat de suferința lui Avram? 175 de ani de pribegie pe pământul acesta, cu multe deznădești, cu multe supărări, cu necazuri. Credeți că a avut el o viață așa de ușoară cum visăm noi uneori visul american? A avut bogăție, a avut slujitori, a pus 300 de soldați la un război la un moment dat. Dar câte necazuri a avut Avram? La un moment dat se ceartă cu Dumnezeu și zice, Doamne, mi-ai promis, au trecut 25 de ani, când dai urmași, uite-te că mor fără copii. Suntem bătrâni. Și l-ai lăsat, Doamne, 175 de ani să trăiască cu speranța aceasta, că îl vei face moștenitor a unor lucruri despre care Biblia spune în Evrei 11, ultimul verset. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Pentru modul în care gândește. Dar noi suntem chemați într-o astfel de creație, în care, cum spuneam, răul crește foarte ușor, să facem binele. Să facem bine la toți oamenii și să facem binele fără să ne temem de
de ceva. Ne întoarcem la textul pe care l-am citit, pentru că am pe inimă să vorbim despre ceva ce amintește aici Apostolul în versetul 16. Versetul 16 din 2 Tesaloniceni 3. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pace în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Amin. Cum sau în câte moduri poți să dea Dumnezeu pace? Are Dumnezeu soluții. Nu putem să indicăm lui Dumnezeu cum să ne dea pacea. Dar aș vrea în această seară să arăt câteva căi prin care Dumnezeu ne dăruiește pacea. Chiar dacă pacea pare ceva așa de obișnuit și de comun, mai ales că noi n-am mai trecut prin războaiele generația tânără, vreau să știți totul că pacea este un lucru foarte scump. Cineva spunea că astăzi, dacă este pace în lume, este o pace de frica războiului. Nu este o pace pentru că oamenii se înțeleg. Nu este o pace pentru că oamenii se iubesc. Nu este o pace din convingeri. Oamenilor le este frică de război și de aia nu pornesc conflicte. Le e teamă că își dau seama că dacă începe un război, s-ar putea să fie sfârșitul. Dar când vorbește Sfânta Scriptură despre împărăția pe care are de gând Dumnezeu să o așeze pe pământul acesta, pe care deja a așezat-o în inimile noastre și pe care vrea să o aducă la împlinire, la sfârșitul lumii, când va pune capăt acestei istorii, citim, de exemplu, în Romani, în capitolul 14, versetul 17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprionire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Adică unul dintre termenii în care se măsoară împărăția lui Dumnezeu este pacea. Isaia, capitolul 9, cuvintele acelea celebre, profeția cu privire la nașterea Mântuitorului, le citim de obicei la sărbători, când ne amintim de venirea lumii a Domnului Iisus Hristos, versetul 6 din capitolul 9, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprionire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Evrei, capitolul 7, când este vorba despre asemănarea între Iisus Hristos și Melchisedec. Deci Melchisedec era domn al Salemului, adică domn al păcii, și așa este numit Domnul nostru. Profetul Isaia, dacă citiți cartea lui, veți vedea cum prin cuvintele inspirate de Duhul Sfânt naște în inima noastră năzuința unui timp în care nu se va mai face război, în care nu va mai fi teamă și frică din armele noastre, zice Biblia, că ne vom face pluguri, nu vom mai avea nevoie de armament. Într-o vreme în care copiii vor sta lângă năpârcă, lângă viperă și nu se va întâmpla niciun rău, în care mielușeul și leul vor paște împreună. O astfel de vreme are Dumnezeu în gândul său să ridice. Și numai Dumnezeu va putea să dărâme orice pricină de conflict din istorie și să așeze pacea în omenire și să steie El pe un scaun de domnie și să nu se mai facă niciun rău pe tot muntele Domnului cel Sfânt, binecuvântat să fie numele. Deci când ne gândim la împărăția lui Dumnezeu, primul lucru care mi-l sare mie în minte, în inimă, cu care Dumnezeu mi-a stârnit speranțele, faptul că va fi o vreme în care, cum scrie Biblia, ne vom odihni de toate necazurile noastre, ne va șterge lacrime din ochii noștri. Ce frumos spunea Mântuitorul în Evanghelie, veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dar cum? Sau în ce mod îmi dăruiește Dumnezeu pacea? Nu numai atunci, pentru că Dumnezeu a făgăduit pacea, nu numai în vremurile viitoare, ci a promis că vrea să așeze pacea în inima noastră și am să vă citesc din profetul Isaia unde zice Dumnezeu că pacea ar fi vrut Dumnezeu să o facă ca un fluviu, ca un râu și fericirea ca valul mării. Care sunt sursele păcii? În ce mod îmi dă Dumnezeu pace?
Și am să vă citesc primul izvor de unde culeg pace. Într-o vreme tulburată, cum am zis, omenirea noastră trăiește sub această presiune a diavolului care știe care e puțină vreme. Citeam în urmă cu ceva timp o carte, cele mai mari dezastre din istoria omenirii. Ce situații s-au născut în lumea. Noi suntem acum, privim în general lumea prin prisma istoriei pe care o cunoaștem noi. Când ne gândim la tsunami, la care 2006, când a fost murit 200.000 de oameni, a fost un puios față de cel mai mare tsunami din istorie. Adevărat că nu au murit atât de mulți oameni, pentru că nu a fost populația atâta. Dar umanitatea a trecut prin crize. Gândiți-vă la boli, ciuma din Europa, care a cules o treime din viețile din Europa, din populația Europei de atunci. Umanitatea a trecut prin tot felul de nenorociri. Acum ne gândim la războaiele mondiale și la cutremure și așa mai departe. Într-o astfel de vreme, sunt mai liniște. Într-un astfel de univers care este supus de șertăciuni, tot este de șertăciune și goană de pământ. Să mai ai liniște. Să poți să mai cânți. L-am văzut pe Sebi cântând aici, vreau să știți că lucrez cu el și cântă și pe șantier. Mă bucur să-l aud cântând Domnului într-un loc în care nu primește aprecierea publică. Să ai liniște seara când te culci. Deci Biblia în Proverbe, capitolul 1, ultimul verset. Citesc și penultimul, 32 și 33. Împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde, dar cel ce mă ascultă va locui fără griji, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Iată că este o pace. Dacă cineva este liniștit în seara aceasta, vreau să nu stea chiar așa de liniștit. Pentru că este o liniște a nebunilor care poate să-i piardă. Dar este o liniște pe care o dă Dumnezeu celor ce-l ascultă, zice aici. Asta te face să-l dormi liniștit fără să te temi de vreun rău. Știți că era o biserică în Apocalipsa care stătea liniștită. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și Dumnezeu zice, tu nu știi că liniștea aceasta, de fapt, ești un ticălos, ești un nerucit orb, sărac și gol. Deci se poate ca cineva să stea liniștit pentru că are o liniște de aceasta construită de nebunie, de prostie, de ignoranță. Dar este o liniște dobândită și primită de la cel care poate să ne dea pacea, de la cel care este Domnul Păcii, binecuvântat să-i fie numele. Primul izvor, citim în Isaia 53, versetul 5. El, Domnul nostru, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți sau vindecați. Iată ce zice aici profetul, călăuzit de Domnul, că pedeapsa este un izvor când ne aduce pace. Întotdeauna când greșim, înăuntru nostru are loc un proces. Biblia spune în Romani, în capitolul 2, citim cuvintele marelui apostol Pavel. Zice aici versetul, citesc de la 14. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Atunci când greșim, când păcătuim, are loc înăuntru nostru un fel de război între conștiința noastră și gândurile noastre. Unele ne acuză, altele ne dezvinovățesc. Și consecința acestei tulburări lăuntrice este faptul că s-a dus pacea. Dar dacă, de exemplu, am trecut pe roșu, am încălcat o lege, m-a prins poliția și am plătit amenda. E adevărat că sunt nemulțumit de faptul că am pierdut niște bani. Am o anumită liniște. Nimeni nu mai mă poate acuza vreodată de ce am făcut. Am plătit. Ai făcut un rău.
Dacă ți-a luat pedeapsa, nimeni în lumea aceasta nu te mai poate acuza. Conștiința ta este eliberată. Pedeapsa este o sursă de pace. Iată de ce Biblia spune că dacă ne iubim copiii, când greșesc, trebuie să-i pedepsim. Noi le oferim pacea. Ei au nevoie de pedeapsă. Este o eliberare a conștiinței. Pacea este rezultatul plătirii pentru păcatele tale, pentru greșelile tale. Dar Sfânta Scriptură spune aici, în textul acesta, că Domnul nostru, binecuvântat să fie numele Lui în veci, a hotărât într-o zi să plătească locul nostru. Și pedeapsa care ne-a adus pacea a căzut peste El și prin rele Lui suntem vindecați. Înțelegeți, iubiții mei, de ce proslăvim așa de mult jertfa Lui Hristos? Iertarea care am primit-o în dar ne-a adus pacea. Prima sursă a păcii este o conștiință curată, eliberată de poveri. Sufletul este gârbovit sub poverile pe care le poartă. Păcatele îngreuiază ființa umană până la cele mai adânci depresii, până la sinucidere pe unii dintre oameni. Omul nu poate suporta povara aceasta unei conștiințe care să-l acuze. Ați avut vreodată lupta aceasta cu conștiință? Cât de obosit ai fost? N-ai putut să dormi noapte? Cât de multe probleme ai avut? N-ai putut să te gândești la altceva? Cum spunea un frate, da, a păcătuit. Am venit la biserică, ce n-am mai putut să cânt? Mi-am pus la rugăciune, n-am pus mai mă rog. N-am mai putut să mai slujesc nimic. Și am mers înapoi la omul față de care greșește și am dat niște bani, am zis, uite, vreau să rezolvăm problema asta. Chiar dacă omul l-a privit cu uimit, pentru că nu era o greșeală a lui, era doar un angajament, nu îl păgubise cu nimic pe omul respectiv. Dar fratele a zis, mai bine plătesc câteva mii de euro, dar știu că am pace. Prima sursă a păcii este o conștiință curată, mă aud oare tinerii astăzi. E așa de ușor, e cel mai ușor lucru să terfelești conștiința, să-ți bagi joc de cugetul tău. Și diavolul îți dă atâtea ocazii. Dar vreau să știți, dragii mei, că conștiința noastră a fost curățită cu prețul sângelui lui Hristos. Așa spune Apostolul în Evrei, în capitolul 9, versetul 13 și 14. Dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Ce har este să știi că Dumnezeu te-a iertat, că nu mai are cine să te acuze, pârâșul fraților tăi, zice în Apocalipsa, care îi pâra zi și noapte înainte lui Dumnezeu, a fost săpat, gata, nu mai acces. Dumnezeu a hotărât să șteargă toate păcatele noastre. Și nu mai atâta, zice Biblia, că nu-și mai aduce aminte de ele. Asta este legământul pe care îl voi încheia, zice Domnul, cu casa lui Israel după zilele acelea. Un legământ nou, nu ca cel vechi. Legământ care constă în două lucruri. În primul rând, le voi întipări legile mele în inima lor și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Să știi că Dumnezeu te-a iertat. Odată un frate, vă zic și numele, acum nu mai este un frate, fratele Iosif Țon povestește că după convertire, după câțiva ani de slujire, a urmat o perioadă în care s-a depărtat de Dumnezeu. Au fost vreo 10 ani în care s-a retras din biserică, din slujire. A avut multe întrebări și frământări. A avut harul că atunci a ieșit fratele Vomba din închisoare și a alergat la el cu întrebările sale și fratele Vomba a încercat și a reușit să-l răpură pe picioare. Și fratele Iosif zicea că în confesiunile sale povestește că a rămas cu o întrebare. Oare, Doamne Dumnezeule, mă mai poți ierta pe mine? Și urmat a zis el vreo 2 ani de zile în care în fiecare dimineață se scula la ora 5 și până la ora 7 să te ia în rugăciune și meditați. Și după 2 ani de zile, într-o dimineață, i s-a arătat Domnul. Când l-a văzut în biroul său, zicea ei, fratele Iosif, m-am aruncat la picioarele lui în genunchi. Am început să plâng și să-i spun întrebarea care m-a frământat de 2 ani de zile. Doamne, pentru mine mai este iertare. Și atunci ce zicea fratele Iosif, Domnul i-a pus mâna pe cap, l-a mângâiat și a zis, Iosife,
Eu am murit pentru toate păcatele tale. Pentru toate păcatele tale. Ce har este să știi că conștiința ta poate, că vinovăția ta poate fi ștearsă. De aceea îl cântăm pe Domnul, de aceea îl predicăm, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit, zicea Pavel, chiar dacă pentru lume e o nebunie, o pricină de potignire pentru iudei, noi pe asta ne-am bazat credința și ne-am construit relațiile și comunitățile noastre. Au un centru jertfă a Domnului Iisus Hristos, prin care ne-a fost iertată istoria noastră, viața noastră, trecutul nostru și prin care am primit pacea. Este prima sursă a păcii. Dumnezeu să vă dea pacea în orice fel. Primul fel în care Dumnezeu dă pace umanității. Că pacea este un cadou pe care Dumnezeu s-a oferit să ne-l dea. Zicea apostolul în Romani, în capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprioniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Ce am făcut noi să putem beneficia de iertare odată și apoi de toate speranțele pe care Dumnezeu le-a așezat în inima noastră cu privire la slava viitoare, la nădejdea aceea nestricăcioasă și neîntinată cu care ne lăudăm și pe care o cântăm. Ce am făcut noi pentru asta? Nimic. Dumnezeu s-a hotărât să ne dea pacea. Și primul meu mod în care Dumnezeu ne-o dă, iertându-ne păcatele, iubirându-ne conștiințele. Știam undeva de un fiu de păstor care a abandonat calea credinței și a ajuns să facă tot felul de fapte. La un moment dat a mers la un psiholog după ani de zile și a zis, s-a mărturisit, s-a consiliat acelui psiholog, s-a zis, dacă ști, să știu sigur, el se îndoia de credința creștină, dacă aș ști că există vreo șansă să fie ștearsă conștiința mea de toate vinovățile astea, ar mai merita viața. Ce har este să poți să trăiești cu o conștiință curată, de aceea zice apostolul Pavel și am apreciat foarte mult asta la acest bărbat, a zis el, m-am silit să viețuiesc cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua de astăzi. Știți ce ușor, cum ziceam, ne pângărim această conștiință? Dar vreau să știți, dragii mei tineri și frați și sorori, că avea o conștiință curată valorează mai mult decât o bogăție, decât o moștenire, decât vreo ofertă pe care o poți câștiga pe pământul acesta. Pentru că pacea nu poate să ți-o dea bogăția și argintul. Zice în proverbe că în ziua mâniei bogăția nu se slujește la nimic. Dar neprionirea izbăvește de la moarte. Când izbucnește mânia celui ce stăpânește, păstrează sângele rece, că sângele rece te scutește de mari păcate. Dar cum să rămâi liniștit dacă știi că ești vinovat? Când vreun monar se mânie și își trage supușii la răspundere. Bogăția cuiva nu-i mai scapă cum a fost pe vremea lui Nebucadnețar. Că a dat ordine ca toți înțelepții să fie nimiciți, pentru că nu avea cine să-i spună lui ce a visat noaptea. La ce mai folosea bogăția cuiva? Dar o conștiință curată, o conștiință curată te face să capezi trecere înaintea lui Dumnezeu. De aceea scrie în Scriptură la un moment un verset în Proverbe foarte frumos. Deci acolo în Proverbe 11 mi se pare că unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să se sărăcească. Dacă priviți lumea doar prin prisma materialismului, cum am fost noi învățați astăzi, că totul este calculat în bani, în conturi, în sume, în posesiuni, versetul acesta își pierde orice înțeles. Niciodată un om care face economie și lucrează cu chipzuință nu va pierde. Și altul care dă cu mână largă nu se îmbogățește. Dar dacă privești viața în ansamblul ei cu adevăratele comori pe care le-a dat Dumnezeu omului, zice în Biblia, în Psalmul 36, pare mi se de belșugul casei lui Dumnezeu. Păi, dar ce belșug este în casa lui Dumnezeu? Aici nu curg bani. Omul are alte valori, are alte lucruri de care are nevoie, de afară de bani, de pâine. Omul nu trebuie numai cu pâine și cu cale, ci cu cuvinte care iasă din gura lui Dumnezeu. Omul are nevoie de pace, de liniște, de bucurie. Omul are nevoie de liniștea conștiinței. Omul are nevoie de relații. Omul are nevoie de multe.
Și aici, dacă privești lucrurile așa, atunci, cine economisește prea mult, adică cine nu așează valori, ci ține numai la zgârcine, de exemplu, un om zgârcit, nu face decât să se răcească pe planul celălalt. Își va pierde relațiile și pierde pacea. Zice în proverbe că un om zgârcit își turbură carnea și casa. Și apoi poți să ai o masă încărcată de cărnuri, dacă e ceartă. Mai mult face o bucată de pâine uscată cu pace. Iată ce mult valorează pacea. O bucată de pâine o face mai valoroasă decât un bou îngrășat. Dacă e pace. Conștiința este o conștiință curată. Este prima metodă în care Dumnezeu face ca pacea să intre în inima noastră. În al doilea rând, al doilea izvor al păcii pe care îl găsesc în Sfânta Scriptură, vă citesc din Psalmul 119, versetul 165. Pentru că atunci când vorbesc despre conștiință, zice la un moment dat Apostolul Pavel în Romani, că ferice de cel care nu se osândește singur în ce găsește bine. Se poate ca uneori o conștiință neformată, corect, să te acuze de lucruri care nu sunt vinovate. Am întâlnit oameni care nu au făcut păcate, dar sunt tulburați, sunt lipsiți de pace, de temiri, ce lucruri, că nu l-a salutat pe cineva, nu l-a văzut. Sunt oameni care își pierd pacea și au o conștiință atât de sensibilă încât dacă au încheiat o zi de post la amiază, sunt foarte, foarte deranjați. Și câte și mai câte din acestea, zice Apostolul Pavel aici, ferice de cine se osândește singur în ce găsește bine. Înseamnă că conștiința noastră trebuie formată, trebuie învățată, trebuie educată. Și acum citim în Psalmul 119 cum se educă această conștiință. Cine are dreptul să spună acestui cuget de ce trebuie să mă acuze și de ce nu trebuie să mă acuze? Psalmul 119, versetul 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Adică zice Ezra aici, iubirea față de legea lui Dumnezeu. Citirea acestei legi și meditarea asupra ei, că asta este dovada faptului că iubești cele scrise, faptul că te reîntorci mereu cu cugetul la ele. Ce i-a spus Moise lui Iosua, cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă fac din această lege a lui Dumnezeu un subiect de meditație, de cugetare, această lege a lui Dumnezeu mă va învăța ce-i bine și ce-i rău. Îmi va spune de ce să mă feresc și de ce am dreptul să mă folosesc. Care sunt pomii din grădină de care am voie să mă bucur și de care îmi spune să nu mă ating. Și dacă eu dovedesc iubire față de această lege îmi aduce pace. Citesc încă un verset în această privință, Proverbe 3. Versetul 2, citește și 1. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Când gândul negre se frământă cu grămadă înăuntrul meu, mi se pare Psalmul 94, mânghierile tale mi înviorează sufletul. Adică, în momentul în care am motive să mă tulbur, să mă liniștesc, dacă mă întorc cu mintea, dacă nu am la îndemână Sfânta Scriptură, dar o am aici, și mă gândesc la textele sfinte, Biblia spune că asta funcționează ca un medicament care mă liniștește, mă eliberează de depresie, mă împotolește tulburările, mă umple de credință, mă înviorează sufletul. De aceea, eu iubesc legea ta mai mult decât 1000 de lucruri de aur și de argint. De aceea o iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la poruncile tale. Pentru că această carte, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu sunt un izvor de unde îmi potolesc această sete a sufletului meu de pace, de liniște. Vă promiteam cum să citesc din Isaia capitolul 48, versetul 18. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele,
Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Oprește un râu să curgă. Poți să-l oprești, îi pui o statilă în față, un baraj. Îl oprești, dar numai pentru un timp. Dacă este cineva care păzește legea lui Dumnezeu și este tulburat și este liniștit, vreau să știți, să știe acel careva, că această stare nu poate să persiste mult timp. O stabilă poate fi pusă unui fluviu, dar asta doar pentru o vreme. Și mai e ceva. Punând o stabilă unui fluviu, apa va crește. Dacă este o perioadă în care nu te bucuri încă de făgăduința aceasta lui Dumnezeu, deși păzești legea lui Dumnezeu, vreau să știi că nu-ți adun decât o comoară de binecuvântare, apa va crește. Ce a făcut Iov? Iov a suferit, măcar că era neprionit. Dar în toată această perioadă, în toată această încercare, nu făcea altceva decât să-și adune niște binecuvântări mai mari, așa încât după ce a trecut perioada când au înăvărit apele peste stabila aceea pusă, Biblia spune că Dumnezeu a dat de două ori mai mult decât avea înainte și s-a bucurat de viață și liniște și pace. Fericirea ta ar fi fost ca valurile mării și pacea ta ca un fluviu pe care nu poate să-l oprească nimeni decât pentru o vreme, urmând ca după aceea să te bucuri de plin de toate făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă din această sfântă carte a lui Dumnezeu, din aceste cuvinte ale Domnului, voi face un subiect de meditație și îmi voi hrăni mintea cu ele, veți vedea că în situații dificile din viață, de exemplu în perioade de războaie, perioade de foame, de perioade de suferință, oamenii lui Dumnezeu au găsit în Sfânta Scriptură exemple înaintașilor care au umplut de pace. Băi, uite că și eu v-a trecut pe aici. Uite că și Avram a trecut prin asta. Dar uite că au mai fost și alții care au trecut pe aici. Nu sunt singurul. Și dacă ei au reușit să-și ducă viața de credință până la sfârșit, voi reuși și eu. Cartea lui Dumnezeu și cuvintele acestele Domnului sunt o sursă de pace. Mai vă citesc în Proverbe 8. Și apoi vom face o pauză de cântări. Zice în Proverbe 8... 6, mă scuzați, Proverbe 6. Citesc de la versetul 20-21. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. În ce constau astea? Acum la noi, sfaturile tatălui și învățăturile mamei pot să coste ori în orice. La evrei, sfaturile mamei și ale tatălui erau Sfintele Scripturi. Ăsta era legământul lui Dumnezeu cu Iacov. Să veștești legile acestea, să le întipărești în mintea copilor tăi, care când se vor face mari, să poată să le întipărească în mintea copilor lor, să vorbești despre ele când vei fi la câmp, când vei pleca în călătorie, când vei fi acasă, când te vei scula, când te vei culca, să schimbi ușorii casei. În asta contau sfaturile părinților. Adică, fiule, păzește cuvintele Domnului. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât ele, te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat. Și îți vor vorbi la deșteptare. Să te culci seara cu cuvintele Domnului. Și o să vezi că o să visezi noaptea cu ele. Și când o să te trezești dimineața, o să te trezești cu cuvintele Domnului în minte și în inimă. Și o să-ți umple inima de pace, că așa zice Biblia, că cine iubește legea Domnului are multă pace. Dumnezeu să ne dăruiască. Amin.